Royal Rumble cu fotbaliști. Se anunță o bătaie epică. Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip cu WWE 2K22 de pe canalul ăsta, pentru că am mai făcut WWE 22 pe celălalt canal, însă am zis că acest clip merge pus pe canalul principal, pentru că o să fie un clip destul de interesant. Astăzi am pus 20 de fotbaliști, îi punem aici în ring, frate, știți cu toții cum funcționează Royal Rumble. Așa că nu uitați să lăsați un like, hai să strângem 3000 de like-uri pentru acest clip, pentru că sigur va fi un clip șmecher. Nu o să vă arăt deocamdată participanții, o să fie o surpriză pentru voi, eu deja știu pe cine am pus aici în ring. Așa că hai să începem, frate, vă arăt doar primul participant care este Marco Reus, cu acesta voi juca eu. Da, și meciul începe, frate. Mamă, stai așa că e lag. Da, și primul oponent aici al lui Marco Reus este Federico Chiesa. Mamă, ce-mi dă Chiesa aici, nebun, nu mă lasă Chiesa deloc în pace. Stai să vezi. Să vezi ce-ți fac, dacă mă bați tu în ring, îți rup pastele, frate, când le bag la fiert înainte. Și fac carbonara cu smântână dacă mai mă super, frate. Că știu că nu-ți place, că ești italian de la convins. Mamă, și vine Lionel Messi, frate, o să intre și Lionel Messi, deja suntem 3 oameni aici în ring. Nu înțeleg ce se întâmplă. Stai că-ți dau Messi. Aoleu, hai că i-am dat lui Messi, așa dacă e. Ce i-am dat lui Messi. Cum schimb targetul? Ok, din ăsta schimb targetul și acum mă duc pe Chiesa. Aoleu, dar din nou dau pe lângă. Hai că îi las pe ei să se bată. Îi las pe ei să se bată și deja o să mai vină încă un nou în 3, 2, 1. Vine Lacazette, frate. Lacazette vine. Să vezi ce-i dau lui Lacazette. Mamă, suntem prea mulți aici în ring. Trebuie să dăm pe cineva afară. Stai jos, Messi. Hai că-l iau eu, mă bat eu cu Messi. Dar nu pot să mă bat cu Messi că mi-o dă. Ia, hai să prindem pe Messi și să-l aruncăm. Ce picior i-am dat lui Messi. Stai. L-am prins pe Lacazette. Îl arunc. Ce picior. Hai că i-am dat picior dacă e. Mamă, și intră și Cristiano Ronaldo. Messi și Ronaldo în același ring. Ești nebun? Era să-l dau pe Messi afară. Ce face Ronaldo? Se bate pe piept. Ce face Ronaldo? Hai că le iau pe Lacazette și îl arunc aici frumos. Hai de Lacazette. Lacazette eliminat. Stai jos, Lacazette, că ești cel mai slab de aici. Ești primul care ai fost eliminat. Mamă, Ronaldo vine pe mine. Nu e bine, Ronaldo vine pe mine și vrea să mă arunce afară din ring. Lacazette n-are nicio treabă, pleacă acolo, săracu. Mamă, și intră și Mohamed Salah. Vine și Mohamed Salah, Marco Reus efectiv nu mai poate. Mamă, uitați-vă ce pantalon are Mohamed Salah, ești nebun. Efectiv zici că a venit de la cules de roșii. Așa ceva, mamă, urât. Oh my god, deja a fost eliminat Salah. Păi îmi dau și eu seama cu pantalonii că n-are nicio șansă să rămână în ring. Mă bat aici cu Ronaldo, vreau să-l arunc afară pe Ronaldo. Și se pare că o să reușesc, sau? Bă, am lag, frate, de ce am lag? Sunt prea mulți participanți aici. Și intră și Kepa, mamă, păstare mănuși. Și are avantaj, nu e bine, mamă, urâtă frezare. Zici că e Ken din Barbie, nu înțeleg ce se întâmplă. Pe bune că nu înțeleg ce se întâmplă. Vrea să mă dea afară. Ok, am scăpat deocamdată. Bă, dar nu-i corect, bă, care mănuși. Afară cu Kepa. Dă-i mă lui Kepa. A ieșit cineva, cine a ieșit? Cine a fost eliminat? Că nu dau seama cine a fost eliminat. Chiesa, bă, a fost Chiesa eliminat. A venit cine-i mare aici. Mamă, ce se întâmplă, că e nebunie totală în meciul ăsta. E nebunie totală. Kepa m-a rupt Kepa. Mi-a rupt spatele Kepa. Ronaldo îmi dă mare lovitură. Hai mă, Kepa, ajută-mă că mă bate Ronaldo. A ieșit și Messi a fost eliminat de către Neymar. Mamă, păi cum mă, frate, cu echipierii de la PSG în loc să facă echipă, se elimină unul pe altul, a fost eliminat și Neymar acolo. Ronaldo vrea să mă elimine, însă am scăpat deocamdată. Cine a intrat? Harry Maguire. Mamă, a intrat Harry Maguire. Păi are cele mai mari șanse să câștige Harry Maguire. Ok, a fost cam sas mișcarea aia. Și Harry Maguire mă rupe. Eu nu știu cum mai rezist încă în meciul ăsta. Noroc că nu mă dă nimeni afară. A few inches later. Ba da, cred că o să mă dea Harry M-a aruncat Harry Maguire afară și acum nu știu ce trebuie să fac. Cred că doar rămân și mă uit, nu? Nu pot să controlez pe nimeni, nu? Da, am fost eliminat, băieți. Ok, nu pot să controlez pe nimeni, se pare. Credeam că o să mă pună să controlez pe altcineva. Văd că a intrat și Mbappe. Mbappe poate doar să fugă aici în ringul ăsta, doar că nu prea are spațiu. Da, o să ne uităm la meciul ăsta nebun. Să vedem ce se întâmplă mai departe. O să lăsăm jocul să decidă cine va câștiga. Se pare că intră Paulo Dybala în 10 secunde sau cel puțin așa pare. Da, intră Paulo Dybala aici în ring. E nebunie totală ce se întâmplă aici. Kepa o să fie eliminat de către Dybala sau Sal? Da, Kepa este eliminat de către Dybala. Ronaldo primește acolo pumni în spate de la Mbappe. Se pare că își bate idolul Mbappe. Cine intră? Mamă, intră Diego Simeone. Intră Diego Simeone, primul antrenor din acest meci.
Intră Diego Simeone la costum așa frumos. Da, Simeone, da. Te-a dat cap în cap, ești nebun. Te-a dat cap în cap cu Ronaldo. Simeone ar trebui să-l elimine pe Ronaldo, frate, pentru că dacă am bătut pe unde l-a prins Ronaldo, mamă ce cumbă și-a primit Simeone, ești nebun. Și intră și Mourinho aici, asta zic, vreau ca Mourinho să câștige acest match. E cel mai experimentat din ringul ăsta, așa că Mourinho ar trebui să câștige lejer, zic eu. Și Mourinho s-a dus direct pe Harry Maguire, văd. Mamă, deja sunt 6 oameni aici și se mai pregătește să intre al 7-lea, nu știu cine va fi al 7-lea. Mamă, și intră și Paul Pogba aici. Vine și Paul Pogba, e nebunie totală în ringul ăsta. E nebunie totală, Pogba sare direct pe coechipierul său de la Manchester, pe Cristiano Ronaldo. Ar trebui să facă echipă. Mamă, Pogba le elimină pe Ronaldo, băieți. Nu înțeleg asta, nu înțeleg asta, nu înțeleg de ce nu fac echipă. Și mai departe, cine este următorul care va intra? Hai să vedem care este următorul care va intra. Intră... Stai, ce intră Ronaldo încă o dată? Stai, am pus doi Ronaldo. A, nu mă, e Ronaldo Nazario, vine Ronaldo Nazario. Mamă, ce bine făcut e Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario se duce direct pe Mbappé. Bă, să știți că seamănă așa puțin, cel puțin la freză. Pogba, ia uite cu... Mamă, bine dansul ăsta lui Pogba. Da, Pogba, bine cu dansul ăla. Da, Pogba, asta zic. Mamă, e nebunie totală ce se întâmplă în meciul ăsta. Și se pregătește să intre încă un om aici. Intră Marcus Rashford. Mamă, dar ce mare e Rashford, sau mi se pare mie. Bă, ce se întâmplă, bă? Că nu înțeleg care, cine se bate, ești nebun. Deocamdată nu e eliminat nimeni. Ba da, e eliminat Harry Maguire. Mourinho aproape să-l elimine pe Harry Maguire. O, nu, ba da, ba da. Mourinho îl elimină pe Harry Maguire. Asta zic. Și Pogba văd că vrea să-l elimine pe Mourinho, pe fostul său antrenor. Și cine e eliminat acolo? Cine a fost eliminat? Dybala, cred că e ăla, nu? Dybala a fost eliminat de către Kylian Mbappé. Văd că acum se bat managerii. Ia uite, se bat managerii, Simeone cu Mourinho. Ce bătaie nebună! Ce bătaie nebună între Simeone și Mourinho. Mai departe, cine este următorul care va intra? Se pare că intră Davids, frate. Și Pogba este eliminat de către Kylian Mbappé. Intră Davids aici cu ochelarii aia lui nebuni. Ia! Bine Mbappé, bine Mbappé. Mamă, nu înțeleg cum nu-i cad ochelarii lui Davids. Trebuie doar să-și ia un pumn și cred că o să-i cadă. Și se mai pregătește să intre încă o persoană. Cred că e penultima dacă nu mă înșel. Să vedem ce se întâmplă mai departe. Intră Karim Benzema. Ba nu, este numărul 11 Karim Benzema. Și în total sunt 20. Vine și Benzema, candidatul la Balonul de Aur. A fost eliminat Nazario și nici n-am observat. Da, nici n-am observat că a fost eliminat Nazario. Benzema se duce direct pe Mourinho, pe fostul său antrenor. Văd că e rivalitate mare aici. E rivalitate mare. Ok, Mourinho, Mourinho vrea să-l dea afară pe Benzema. Mourinho va reuși oare? Nu reușește Mourinho. Benzema se ține acolo foarte bine. N-a reușit Mourinho să-l dea afară pe Benzema. Și cine mai intră? David Beckham, a venit David Beckham aici. Hai că David Beckham a venit la ciocat, a venit la cămașă. Nu prea e uniformă de bătaie. Ia uite-l pe Mourinho, ia uite-l pe Mourinho ce se bucură acolo cu fanii. N-am văzut cine o să intre acum, ia să vedem, o să fie o surpriză. Cred că e ultimul, nu? Dar ultimul este Haaland, se pare. Ultimul care intră aici în ring este Erling Haaland, probabil cel mai masiv de aici dintre toți din ring. David se pare că este aproape dat afară. Benzema a fost eliminat de către Simeone, de asemenea a fost David eliminat de către Mbappé. De ce mi-arată mie să apăs B, că eu nu pot să apăs nimic. Ba, a fost eliminat Simeone, de cine a fost eliminat Simeone? Au mai rămas doar 4 oameni în ring, Rashford, Mourinho, Erling Haaland și Mbappé. Care va câștiga oare? Eu îmi pun toți banii pe Mourinho, însă se pare că va fi eliminat în curând, însă ba nu, Mourinho se ține acolo foarte bine. Hai Mourinho că vreau să câștige Mourinho. Ce joc de picioare din partea lui Haaland. Ce joc de picioare din partea lui Haaland. Da! Nu, Mourinho este eliminat, a mai rămas doar Mbappé, Haaland și Rashford cam tremură, cred că are sechele Rashford. Haaland a avut destul de mult noroc că a intrat ultimul aici, Mbappé s-a menținut destul de bine până la final. Bă, iar tremură, bă, ce are, bă, Rashford? Moare Rashford, ești nebun? Ok, Rashford vrea să-l dea afară pe Kylian Mbappé, însă nu reușește, se pare. Și Haaland este aproape eliminat, ia să vedem. Și Haaland este eliminat de către Mbappé, lupta finală între Rashford și Kylian Mbappé, 1 versus 1, care va câștiga Royal Rumble-ul? Asta este întrebarea. Mamă, nebunie totală, Rashford versus Mbappé. Recovery-ul mai mare l-are Mbappé, însă Rashford poate să fie surpriza acestei seri. Kylian Mbappé este pregătit să câștige acest match. Kylian Mbappé îl va da oare afară sau nu pe Rashford? Asta este întrebarea. Ba nu, Rashford rămâne acolo în ring. Rashford rămâne în ring. Se luptă acolo foarte bine Rashford. Și Rashford
Ia să vedem ce schemă face Rashford. Rashford este câștigătorul Royal Rumble 2022, frate. Rashford câștigă Royal Rumble. Uite cât de mare e Rashford, ești nebun. Și se duce la WrestleMania, ești nebun. Se duce la WrestleMania să luptă pentru centură. Ăsta a fost clipul foarte, foarte interesant. Mi-a plăcut foarte mult clipul ăsta. Dacă mai vreți clipuri de genul, like acolo. Hai să facem 3000 de like-uri, pentru că zic eu că merită. Nu uitați să vă abonați. Eu am fost Gianni, v-am pupat.